să-mi iertați emoțiile, cu toate că sunteți atât de tineri și sper să mă încărcați pozitiv. Sunt o persoană care promovează tinerii și mă refer pe domeniul meu de activitate, tinerii artiști, pentru că, așa cum știți și voi și dumneavoastră, presupun că sunteți din cadrele didactice, dacă nu, sunteți publicul matur, știți că din an în an se funcționează marii noștri artiști. Iar noi avem datoria să ne creștem artiștii, pentru că școlile de teatru din România sunt școli care sunt foarte bune și scot profesioniști, dar care, din păcate, nu au posibilitatea să se afirme. Și vreau să vă spun, înainte de a vă spune o poveste, că în perioada 15-20 noiembrie am făcut un festival special pentru tinerii artiști cu care încercăm să-i promovăm atât în fața publicului matur, dar mai ales să vă atragem pe voi tinerii și vă așteptăm și în acea perioadă să vedeți spectacole cu tineri artiști, spectacole frumoase cu care să plecați mai bogați și să vă incite să cumva, dacă recunoașteți autorii și să citiți cărțile și în așa fel să faceți diferența între un spectacol de teatru și o carte scrisă. M-am tot gândit la faptul că o să vin în fața dumneavoastră și ce aș putea să vă spun. În primul rând, o să plec de la faptul că și eu sunt părinte, am două fete, o fată de 24 de ani și una de 12 ani. Și mulțumesc și mă simt oarecum mai apropiat așa de voi, crezând că mă adresez fetelor mele. Cea de 24 de ani este absolventă a Academiei de Studii Economice și lucrează într-o multinațională. Și cea mică, tot, să zic, într-un fel, eu, de fapt, am ajutor de la cea mare să îndrumăm tot pe această cale, să citească, pentru că la rândul meu eu am stat pe capul celui mai și i-am spus să citească, dar într-un alt mod. Acum nu să plec de la un citat găsit de mine într-o carte care m-a schimbat, pentru că eu gândesc că nu este normal să vă spun acest lucru. Citatele, după părerea mea, nu schimbă, ci ceea ce înțelege fiecare din acel citat. Și de aceea vă las pe voi să deduceți ideea și ceea ce înțelegeți din ceea ce citiți și să aplicați pe mai departe. Așa cum v-am spus, o să vă relatez o poveste a copilăriei mele, o poveste care, să spun, mi-a frânt cumva dorința mea de a merge spre o carieră de învățător. Pentru că eu mi-am dorit foarte mult să fiu, să urmez o profesie de învățător. Asta am știut eu de la grădiniță și am ținut-o până în clasa a 8-a. Dar, fiind un copil foarte conștiincios, îmi făceam temele, aveam un profesor foarte bun și vreau să spun că eu m-am născut, am copilări și am învățat într-o altă perioadă cu totul și cu totul diferită de perioada pe care o trăiți voi. Sunt într-o perioadă, să zic așa, copilului Ceaușescu, în care probabil în poveștile pe care vi le-a spus părinții voștri, sunteți la curent cu ceea ce se întâmpla. Trecând de la acea problemă care m-a marcat și cu care trăiesc în continuare acel regret, în ultimele săptămâni din finalul clasei a 8-a am făcut și eu acea boală a copilăriei, pojarul. În acest timp,
S-a predat romanul la un șomăreștilor. Am fost scoasă vreo două săptămâni, dacă nu trei, de la cursuri. În acest timp am profitat să mă pregătesc pentru tratamentul, pentru că existau pe acele vremuri două trepte, două examene, în afară de examenul maturității. Tratamentul care se susținea la finele clasei a 8-a, apoi în clasa 10-a mai dădeai un examen să poți să intri mai departe cu parte în clasa 11-a și a 12-a. Am învățat foarte bine. Pe vremea aceea ne spuneam comentarii la acele eseuri pe care le faceți voi. Știam foarte bine, nu aveam emoții la limba și literatura română, însă cu trei ani înainte de, cred că s-a întâmplat prin 1985 acest lucru, la examenul de treapta întâi se dăduseră sadoveanul neamul șemăreștilor. Atunci am considerat eu minte de copil că nu o să mai împice acel roman, pentru că deja era al patrulea an și mi se părea cumva o pierdere de timp să mai citesc romanul, măcar să citesc romanul, în cazul în care exista și această posibilitate să mă descurc. Între timp, lucrând foarte mult la matematică, lucrând la gramatică, am ajuns în criză de timp și n-am mai apucat să citesc acest roman. Ghinionul meu, că examenul la liceul militar se dădea mult înainte de față de liceele normale. Și acest lucru, bineînțeles că neamul șoimăreștilor a picat și la anul acesta la liceul militar. Acest lucru m-a întărit faptul că nu o să împice acest roman. M-am înscris la liceul pedagogic, fiind un liceu vocațional, a trebuit să dau acele probe eliminatorii, am luat acele probe, a venit examenul de matematică, mi s-a părut extrem de ușor, acolo nu aveam nicio emoție, pentru că domnul profesor lucra la un nivel mult mai ridicat de față de programa școlară și acolo aveam emoții, că le cam rezolvam cu greutate, dar le rezolvam. A venit și ziua examenului de limba română. Eram în fața liceului pedagogic, în mașină cu tatăl meu, aveam caietul de comentarii la mine, pentru că tot repetam și tot repetam, să fiu perfectă. Și ca orice copil superstițios, cred că și voi ați, înainte de teze sau de vreo lucrare, vă deschideți caietul să vedeți ce vă pică. Ei bine, noi practicam atunci, era o joacă, era o distracție. Însă, nu știu ce mi-a venit să deschid acel caiet. Și la ce credeți că mi s-a deschis? La neamul șoimăreștilor. Zic, nu se poate. L-am închis, zic, acest lucru chiar nu se poate. Trei ani la rând și în anul respectiv la liceul militar. Dragii mei, am intrat la sala de examen, eram foarte liniștită, foarte stăpână pe mine, numai că a venit doamna profesor cu subiectele. N-a arătat plicul, era ca și o provocare în momentul acela, era foarte, foarte curioasă ce poate să-mi dea și să văd dacă mă descurc. A deschis plicul, a citit subiectele. Neamul șoimăreștilor, caracterizarea lui Tudor Șoimaru. Ei, în momentul acela, nici nu m-a mai interesat celelalte subiecte. Dacă ați simțit vreodată cum fuge pământul de sub picioare și cum se învârt toate în jurul tău, e bine, eu asta am simțit și în momentul acela am spus, gata, pic examenul. Mai mult decât atât, că în acel an nu erau decât 18 locuri la liceul pedagogic. Am încercat să mă adun,
Dar atunci când nu știi, nu știi, Domnule, și asta e. Am făcut la perfecție subiectele, nu mai știu, cred că erau două de gramatică, dar cel de la literatură era cu punctajul cel mai mare. Am rezolvat subiectul de gramatică, am scris câteva cuvinte ce mi-aduceam eu aminte de Mihail Sadoveanu, știam că pic examenul. Am ieșit și, într-adevăr, 9,98 la matematică și 5 la română. Vă închipuiți că visul meu de a deveni învățător, pentru că divinizam această profesie, s-a spulberat. Am suferit foarte mult și foarte multă vreme, n-am mai putut să mai merg pe această cale, dar ajung acum la maturitate, mi-am dat seama că am greșit foarte mult. Pentru că o greșeală nu înseamnă și un eșec. Un eșec înseamnă să persiști în greșeli. Am ales altceva, am mers spre facultatea de drept, apoi m-am angajat la Teatrul George Ciprian. Bineînțeles, salvarea mea a fost tot o carte, aici a fost o carte pe care o citisem. Este vorba de Chekhov, Trei surori. Asta m-a întrebat la interviu, nu s-a așteptat nimeni ca o întrebare să fie din dramaturgie. Mai ales că nu era niciun post de specialitate. Însă m-am descurcat, am intrat la teatru, mi-a plăcut, am constatat că îmi place. Din 1996, uitați că tot la teatru sunt. Din 2012 sunt director și sper eu că am făcut atât cât s-a putut, pentru că este vorba și de acest buget pe care voi n-aveți cum să-l înțelegeți. Și încerc să fac diferite evenimente cu care să atrag în primul rând tinerii, pentru că publicul matur există, dar ce ne facem de viitor. Acum, ceea ce vreau eu să vă spun de acest lucru, dacă voi știți ce veți urma în viitor, ce profesii, indiferent ce profesie veți urma, de medic, de mecanic, de bofetar, asta nu înseamnă că nu aveți nevoie să citiți. Pentru că, în primul rând, la cărțile pe care voi le deschideți, imposibil să nu rămâneți cu o învățătură și poate în viitor să aplicați în viață. Ce aș putea să vă spun? Cartea trebuie citită, mai ales că atunci este, să citiți o carte care vi se potrivește. O carte în care vă face, în primul rând, să aveți încredere în voi, puteți citi cărți de comunicare, puteți citi cărți de estetică, pentru că vă ajută foarte mult să descifrați enigmele unei picturi sau unei sculpturi. Puteți să descifrați foarte bine un spectacol de teatru și ceea ce a vrut regizorul să spună prin viziunea sa. O carte este mai mult decât un prieten. O carte este cea care vă conduce acolo unde nu puteți să ajungeți. O carte vă poate face ceea ce nu puteți fi. O carte poate face din imposibil posibil. Ca și sfat al meu. Asta se spune că sfaturile se dau atunci doar când se cer. Însă, eu v-am spus, funcționez acum ca și când aș spune copiilor mei. Chiar dacă știu că ei au atitudine de a crea o stare de a te face să crezi că nu-i interesează, undeva acolo rămâne și când se va izbi la un moment dat de problema respectivă, își va aduce aminte că cineva undeva le-a spus acel lucru. Și acest caz vreau să vă spun că l-am aplicat și
capul. Nu știu, nu mai știu cum s-a dat Ana Blandiana, cu acele... erau niște culegeri în care erau foarte multe variante de BAC. Și una dintre variante era cu Ana Blandiana, care nu se punea nici dacă există un profesor de limba română în sală, nu se punea prea mult accent pe, ca și subiect de bacalaureat. În seara dinaintea examenului am întrebat-o dacă a făcut tot ce de la prima până la ultima pagină. Ce mai e o variantă, dar este cu Ana Blandiana și nu o să zice. Gândiți-vă că atunci a picat Ana Blandiana. Și iată, copilul meu a avut încredere în mine, cea mare citește foarte mult, chiar dacă lucrează, seara se retrage undeva pentru relaxare și citește o carte. Dacă sunteți cumva curioși de ceva, vreau să...